Trebuie să vă mărturisesc că mă așteptam în seara aceasta să găsesc foarte multe scaune aici. Dar goale. Prezența dumneavoastră pentru mine e o surpriză și vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru efortul pe care îl faceți. Prezența dumneavoastră mă responsabilizează. Știu că ați plătit timpul ăsta cu trudă și cu sudoare. L-ați luat ori din odihna dumneavoastră, ori din munca dumneavoastră. Nu îndrăznesc să vă mulțumesc eu. Aș vrea să vă mulțumească Dumnezeu. Că dacă vă mulțumește El, vă binecuvintează. Și dacă vă binecuvintează El, atunci vă va multiplica, vă va mulți, vă va îmbogăți sufletul, viața și munca. Și veți fi fericiți. Dumnezeu să vă fie alături. Amin. Mă uit cu grijă la ceas. Acela e inamicul meu teribil. Și pentru că întotdeauna mi-aduce aminte că timpul se scurge, aș vrea să încep. Dar nu pot să încep până nu vă văd zâmbind. Chiar zâmbiți. Faceți un efort. Poate că n-aveți pentru ce. Dar zâmbiți cu anticipație. Dumnezeu vă va da toate motivele pentru ca să fiți fericiți. Mulțumesc. Haideți să facem o scurtă recapitulare a serii trecute. Și vom face recapitularea rugându-vă să citiți împreună cu mine o descriere extraordinară dintr-o carte devoțională exact a subiectului din seara trecută. Sunt situații în care un vorbitor liber nu poate să expună mai bine sau tot atât de bine ca atunci când un scriitor și-a luat timp să gândească anumite cuvinte. Cuvintele care le vom citi împreună sunt cuvinte gândite, sunt cuvinte pentru care s-a rugat, sunt cuvinte deosebite. Haideți să ne încărcăm sufletul cu ele și apoi vom trece la ceea ce avem de spus, de meditat și de rugat pentru seara asta. Vă amintiți? Așa a început unul dintre citatele de seara trecută. În seara aceasta va continua puțin. Pământul s-a întunecat din cauza înțelegerii greșite a caracterului lui Dumnezeu. Foarte important lucrul ăsta, aș vrea să-l înțelegeți. Dacă cumva e întuneric în sufletul nostru, dacă cumva e întuneric în mintea noastră, e datorită faptului că nu știm cine e Dumnezeu. Nu cunoaștem. În zadar spunem că noi suntem creștini, în zadar ne lăudăm cu faptul că știm foarte multe lucruri. În realitate, noi avem o cunoaștere trunchiată sau denaturată a caracterului lui Dumnezeu. Pentru ca umbrele întunecoase să poată fi luminate, umbrele din viața ta, din viața mea, din societate, pentru ca lumea să poată fi adusă înapoi la ceea ce e frumos, la Dumnezeu sau la Tatăl Luminilor, cum ziceam seara trecută, trebuie să fie sfărâmată o putere, și anume puterea înșelătoare a lui Satan. Trebuie să fim conștienți de puterea aceasta, trebuie să fim conștienți că există o forță extraordinară care lucrează nu numai între oameni, dar și în oameni, adică în mine și în tine. Pentru aceasta vă invit să citim mai departe. Acest lucru nu putea fi făcut prin forță. Exercitarea forței este contrară principiilor de guvernare a lui Dumnezeu. Să nu vă așteptați ca Dumnezeu să-i trăznească pe ea răi. Sau să mă trăznească pe mine dacă fac răul. Sau să te împiedice pe tine dacă nu mergi bine. Să nu așteptați lucrul ăsta. Auziți? Exercitarea forței este contrară principiilor de guvernare ale lui Dumnezeu. El dorește numai serviciu din iubire. Și iubirea nu poate fi comandată, ea nu poate fi câștigată prin forță sau autoritate. Din cauza asta Dumnezeu nu intervine în forță în societatea noastră. Din cauza asta, aparent, răul în societatea noastră lucrează ca un ferment
și modifică totul, până la urmă se pare că are prioritate sau succes. Din cauza asta. Numai prin iubire se trezește iubirea. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi. Caracterul său trebuie să fie descoperit în contrast cu caracterul lui Satan. Este un contrast extraordinar pe care puțin dintre noi îl observă. Noi avem impresia că trăim într-o lume unipolară, cam politica noastră până în anii 2015, când lumea era unipolară, conducea numai America. Între timp au mai apărut și alte puteri și avem de a face cu o lume multipolară. Cumva Satan a creat această multipolaritate, iar puterea lui trebuie să fie sfărâmată încă o dată. Și ultimul gând, această lucrare o putea face numai o singură ființă din întreg universul, numai acela care cunoștea înălțimea, adâncimea iubirii lui Dumnezeu putea să o facă cunoscută. Peste o noapte întunecată a lumii trebuia să răsară soarele neprihănirii cu tămăduirea sub aripile lui. Spuneți-mi cine este această persoană unică, singura care era îndreptățită, care avea autoritate și puterea să facă cunoscut caracterul lui Dumnezeu. Ziceți cine? Vă mulțumesc. Iisus Hristos. Vom vorbi despre asta azi. Cu această recapitulare, dați-mi voie să trecem la subiectul de azi. Scopul acestor întâlniri nu este numai să ne dea informații. Scopul acestor întâlniri este să ne facă să învățăm și să gândim de la cauză la efect. Trăim într-o lume în care problemele sunt multiple. Iar dacă noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu în gândirea lui Dumnezeu, cum gândește El, spre exemplu, ce soluții oferă El la anumite probleme în care suntem implicați acum, dacă nu gândim așa, nu vom putea să facem față multiplelor provocări și probleme morale care sunt în jurul nostru imediat după ce plecăm de aici. Cumva Dumnezeu vrea să ne modeleze felul de a gândi pentru ca să fim puternici în rezistența față de rău. Una dintre problemele fundamentale pe care Scriptura ne-o pune și pe care Dumnezeu o desfășoară înaintea noastră este problema răului și a binelui. Și vă spuneam eu dumneavoastră seara trecută. Ce ziceți? Ar fi bine dacă pe lumea asta ar fi doar cald și n-ar fi frig? Nu. Poftiți? Nu. Sigur că nu, că ne-am frige. Poezia sau literatura a făcut ca oamenii să gândească cum că relația între bine și rău este identică cu relația între cald și rece. Cu alte cuvinte, dacă răul este echivalent cu recele și binele este echivalent cu caldul, atunci vreau să vă întreb încă o dată, răul e necesar sau nu? Că se poate să gândim ca și cu caldul. Că dacă am avea numai cald, s-ar putea să ne frigem. Deci dacă am avea numai bine, ce s-ar putea întâmpla? Vedeți? Unii spun așa, dacă ar fi numai bine, ori m-aș plictisi. Dacă ar fi numai bine, cred că nu mi-ar place. Dacă ar fi numai bine, cine știe ce alte probleme ar apare. Și problema asta apare datorită faptului că Dumnezeu a zis, dacă ascultați de mine, veți cunoaște doar binele. Și oamenii zic, dar mie nu-mi place să cunosc doar binele. Octavian Paler, unul dintre scriitorii mari ai României anilor 80, scria, mie nu-mi place în rai. Ce părere aveți? Și el zicea, păi dacă în paradis nu este ce-mi place mie, ce-i plăcea lui?
mai băutură, mai o minciună, mai ceva trivial. Păi dacă în paradis n-ai de astea, păi cum să mă duc eu în paradis? Că nu-mi place. Adică cum să ai numai bine? Încă o dată. Oamenii așa gândesc. Și gândesc așa datorită faptului că pe lângă cunoașterea binelui a venit o altă ofertă imediat în paradis. Acolo, vă amintiți? Zice așa, veți cunoaște, dacă ascultați de mine, și binele și binele și răul. Și a zis Lucifer, a zis șarpele, și binele și răul. Păi și ce câștigăm dacă vom cunoaște și binele și răul? Ce câștigăm? Și omenirea a început să bănuiască. Câștigăm aventură. Câștigăm lupta contrariilor. Nu ne mai plictisim. Avansăm prin noi înșine. Așa am început să creadă. Și astfel răul în mintea oamenilor a devenit necesar și iubit și așa mai departe. O fi așa? Asta e problema. Că ni se aruncă fel de fel de teorii în față. Întrebarea mea este, ține teoria asta? Aveți nevoie de rău? Vă trebuie? Știți, când stăm pe patul de boală și când suferim, ne ridicăm ochii în sus și îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce sufer eu? Și atunci nu ne mai trebuie. Noi nu știm că noi am făcut un legământ greșit. Noi am făcut un legământ cu moartea și cu răul. Și până la urmă, boala, cancerul și moartea nici n-ar fi rău. Ascultați ce vă zic. Că boala și suferința a avut-o și Iisus Hristos. Și le-a purtat pe cruce pe toate. A murit pentru mine, a murit pentru tine, a suferit cum n-a suferit niciunul dintre noi. Le-a putut suferi, dar a fost ceva ce n-a putut suferi niciodată. Realizați ce anume? Mulțumesc, păcatul. Și asta mă învață că mai periculos decât cancerul, mai periculos decât moartea pe cruce, este păcatul moral cu care ne jucăm noi. Noi ne jucăm cu păcatul. Și zicem că rău e moartea, dar păcatul e, ziceți, poftim, zi tare. Nu, zicem că păcatul e bun. Așa zicem noi. Vorbesc, poate nu despre dumneavoastră, poate că nu ziceți așa, dar vorbesc despre prietenii mei, cei care îi știu eu. Ei zic, păcatul e bun. Adulterul e bun? Nu. Întrebați pe stradă lumea. Uitați-vă la media, toate filmele spun că adulterul este extraordinar de bun. Să vă dau și alte exemple? Drogul e bun? Au apărut acum în America droguri, pastile, micuțe, aduse prin Mexic, care costă 2 lei bucata, adică 2 dolari, 2-3 dolari bucata. Și poate astăzi poate să se drogheze oricine și sunt droguri tari. La îndemâna oricui, știți care e rezultatul? Oameni fericiți. Corect? Corect? Ați văzut vreodată un om nenorocit de drog? El spune că e fericit. Vedeți? Răul și binele. Lumea spune că e dialectică, adică se luptă unele cu altele și bine este când vor fi în echilibru. În vechime, justiția sau dreptatea era momentul în care binele era egal cu răul. Atunci se ajungea la un soi de echilibru, se numea justiție.
Lumea de astăzi își închipuie că justiția cam așa este. Și vine Dumnezeu și introduce o altă justiție în care răul nu există și spune: răul n-are ce căuta în dreptatea mea. Și începem să nu-L mai înțelegem pe Dumnezeu. Cum e dreptatea ta, Doamne, dacă nu e așa, răul egal cu binele? Dacă nu e și rău și bine, cum e dreptatea aia să fie numai bine? Și începem să ne încurcăm. Înțelegeți? Astea sunt problemele pe care le vom aborda în seara asta. Haideți puțin să ne uităm în câteva imagini care urmează. Vreau să vă întreb dacă vă place. Este una dintre cele mai frumoase, nu știu dacă e imaginea cea mai frumoasă, dar ideea este una dintre cele mai frumoase imagini ale României. Un cerb în mijlocul unui codru, un cerb liber. Da? Aș putea să scriu lângă el bine? Da? Hai să punem bine. Ce e în dreapta? Poftiți? Ce e în dreapta? E cerbul vânat. Cineva a zis friptură. Vreau să vă întreb, e bine sau nu? Nu. E, nu. Păi dânsul a zis friptură. E bine sau nu? Cum numiți dumneavoastră lucrurile astea și unul și celălalt? Observați, vânătorul din spate are un zâmbet larg până la urechi. E extraordinar de încântat. Uite ce pradă a avut. Dar el uită că el e prădător în situația asta. El, vânătorul, e prădător. Care e bine, care e rău? Puteți spune în sub imaginea a doua rău? Da. Unii da, alții. Nu vreți să mergeți la vânătoare? Asta e problema. Ne câștigă. Să știți că avem mari dubii în ceea ce privește răul și binele, pentru că ceea ce e rău pentru unii e bine pentru alții. Și uite, așa am ajuns să avem probleme. În definiție, în termeni și așa mai departe. Care e bine, care e rău? Vreau să vă întreb, e dialectică asta? Adică e binele împreună cu răul? Noi o numim dialectică. Dragii mei, Dumnezeu o numește război. Să știți că între situația 1 și situația 2 este o stare de război. Între viață și moarte este o stare de război. Între bine și rău este o stare de război. Între ce îmi place mie și ceea ce ar trebui să nu-mi placă este o stare de război. Nu este doar dialectică. Celelalte, aceste lucruri nu trebuie să se împace între sine. Nu se poate treaba asta. Este, încă o dată spun, este război. Și cuvântul Scripturii spune clar, zice, și în cer s-a făcut război. Nu e cuvântul meu. Nu exagerez cu nimic. Dumnezeu vorbește. E război. O altă imagine. Crist și anticrist. E dialectică sau război? Vreau să vă spun un lucru. În nicio altă religie nu există sinonimul lui anticrist decât în creștinism. Spre exemplu, în budism nu există anti-Buddha. În islamism nu există anti-Mahomed. Doar în creștinism există ideea de anti-Crist. În seara asta aș vrea să vă pun întrebarea asta. Doamne, de ce? De ce e anti-Crist? V-ați pus problema asta? Toată lumea așteaptă anticristul, se ferește de anticrist, au apărut filme în legătură cu treaba asta, subiectul e la modă, tinerii nu se poate să nu știe despre treaba asta. Nenorocirea este că nu știu din Scriptură. Știu de unde? Hollywood. Da? De acolo. Și Hollywoodul întotdeauna prezintă lucrurile, iertați-mă, dar de-andoase la rău. Bun. Uitați-vă, vă rog, prima imagine de sus. Nu știu dacă se vede bine până în spate. Seamănă? Prima imagine de sus, nu cea de jos. Seamănă? Seamănă, așa este. Vreau să vă întreb, e normal să semene? Sau nu e normal?
Deci, Hrist și Antichrist e normal să semene? Sau vor fi total diferiți? Total diferiți. Cine mai zice? Încă o dată, pentru a treia oară. E normal să semene? Da. Pentru că, dragii mei, altfel nu s-ar chema Hrist. Este adevăr că este împotriva lui Hristos, dar în același timp folosește numele lui Hristos. El se numește Hrist. Hrist. El nu se numește pe sine Antichrist. El se numește pe sine Hrist. Și cuvântul lui Dumnezeu zice, vor veni Hristoși mincinoși. Cu ce nume se vor prezenta? Hristos. El va folosi toate elementele care ar putea să ducă la asemănare, astfel încât omul să zică, oh, el e? Că ăsta este de fapt scopul. Să zici, e Hristos? Nici de cum să zici, e Satan. Nu, să zici, e Hristos. De ce? Păi seamănă. Unde nu seamănă, dragii mei? Că aveți dreptate și dumneavoastră când a zis că nu seamănă. Unde nu seamănă? Ia, acolo. Jos sunt total opuși din punct de vedere al caracterului. Dar și jos este o mare greșeală. Niciodată diavolul cu Iisus Hristos nu face Scandenberg. Să fie foarte limpede. Iisus Hristos nu e egal cu Satan și nici Satan nu e egal cu Iisus Hristos. Niciodată nu avem de-a face cu dialectică între cei doi. Despre Satan se spune, l-am văzut ca, scăzând ca un fulger din cer. A venit judecata lumii acesteia. Astăzi, zice Iisus Hristos, judecătorul lumii acesteia va fi dat afară. Satan este un dat afară, este un exilat, este un înfrânt. La cruce, Satan n-a mai avut nicio șansă să se ridice ca un oponent împotriva lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost biruitorul. Noi suntem într-o situație în care n-avem dialectică. Nu. Dar încă e război. Cele două forțe nu sunt egale, dar ele încă se luptă. Pentru ce se luptă? Tesaloniceni 2:3. Omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrenic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, punctul numărul 1, și se va da drept Dumnezeu. Cine? Cine? Poftiți? De ce nu mi-ați spus Antichrist? De ce nu mi-ați spus Antichrist? E cu roșu acolo, din sare în ochi, în evidență. E cu roșu, din cauza asta, sigur că da. Dar să știți un lucru, Antichrist este tot una cu omul fără de legii. E foarte, să mă urmăriți, Antichrist este tot una cu omul fără de legii. Noi avem mari probleme datorită faptului că pe tot frontispiciul media apare Antichrist, Antichrist, Antichrist. Vreau să vă întreb, ați văzut undeva omul fără de legii? De ce nu se folosește numele omul fără de legii? Din ce cauză? Pentru că cei doi sunt același, reprezintă aceeași definiție, aceleași persoane, numai din două puncte diferite. Unul este antihristos și același este și anti, ziceți, anti-lege. Este omul fără de legii. Numai că dacă le-am folosit cele două nume interschimbabile, așa cum apare în Sfânta Scriptură, am ajunge la concluzia că omul fără de legii este și anticrist. Și am aflat de fapt un secret extraordinar, și anume că cel ce luptă împotriva lui Iisus Hristos, luptă și împotriva legii lui Dumnezeu. Și asta ne-ar da de gândit. Ne-ar da de gândit. Ne-ar pune la lucru mintea și am zice, domnule, este împotriva lui Iisus Hristos, dar de ce și împotriva legii lui Dumnezeu? Din ce cauză? Haideți puțin să citim în Ezechiel 28:2 un alt text. Primul l-am citit din 2 Tesaloniceni 2:3 din Noul Testament, al doilea este din Vechiul Testament. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, în altă parte în mijlocul popoarelor,
Măcar că tu nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. E același lucru. Observați că e aceeași lucrare. Zice așa, tu zici că ești Dumnezeu, măcar că nu ești Dumnezeu. Ideea este, nu ești decât om, adică decât o ființă creată. Tu nu ești Dumnezeu. Și în final, în Geneza 3:5, marele ispititor, cel ce a vrut și vrea să stea pe scaunul lui Dumnezeu, s-a dus în grădina Edenului împotriva lui Adam și Eva și a spus, voi veți fi ca Dumnezeu. Și teoria asta a înălțării până vei fi ca Dumnezeu a devenit universală. Prin repetare, prin expunere, a devenit universală. Peste tot veți fi ca Dumnezeu. Și fără să știm, vom fi ca Dumnezeu și lucrăm și noi împotriva legii lui Dumnezeu. Dar haideți să mergem mai departe puțin. Vă rog să observați, zice aici, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, 2 Tesaloniceni 2:4, da? Și aici apare ideea, am preluat ideea, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Există un templu în Sfânta Scriptură care apare în Vechiul Testament, templul făcut de Moise, care nu este decât o replică a realităților cerești. Templul ăsta nu face altceva decât vrea să arate într-un spațiu foarte îngust și foarte condensat cam cum e cu cerul, cam cum e cu mântuirea. Să știți, o religie, dacă vreți să știți despre ce este vorba, uitați-vă la templele ei. Duceți-vă în bisericile ei și vedeți despre ce e vorba acolo. Asta vorbește mult despre conceptul de mântuire. Intrați în templul de la Ierusalim și veți descoperi ceva de felul ăsta. Aici nu este copia templului din Ierusalim, ci este o copie a primului cort, originalul după care până la urmă a fost făcut templul lui Solomon și care avea două încăperi. Vedeți unde este preotul? Asta se numește Sfânta. După aceea este o perdea și după aceea este în partea cealaltă Sfânta Sfintelor. Și aici în Sfânta Sfintelor dumneavoastră veți vedea sau vedeți o ladă cu doi heruvim, cu doi îngeri, da? Asta este chivotul, era singurul obiect din Sfânta Sfintelor, singurul obiect. Marea problemă era că fiecare om dorea cumva, în mod simbolic, problemele lui, necazurile lui, durerile lui, trebuiau să ajungă aici, la Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. Și vedeți între cei doi heruvimi o lumină? Vedeți acolo o lumină? Se numește Shechina, care este prezența lui Dumnezeu. Acolo trebuia să ajungă omul cu problemele lui. Fiecare preot lua sânge de undeva din tabără și venea cu sângele până aici și îl stropea înaintea lui Dumnezeu. Simbolul este faptul că omul respectiv își aducea problemele lui înaintea lui Dumnezeu. Acum, în această schemă foarte vagă pe care vi-am făcut-o eu, vă rog să observați ce vrea Marele Înșelător. Geniul acesta al înșelării vrea să se așeze în templul lui Dumnezeu și să se dea drept Dumnezeu. Unde ar vrea să se așeze? Arătați-mi repede. Unde vrea să se așeze? Între cei doi heruvimi, adică aici. Lăsăm ideea asta în suspans și mă voi duce la alt text biblic. Se găsește în Daniel, capitolul 8. Aici, profetul biblic vede o putere terestră sub forma unui corn, care se mărește nespus de mult și se înalță de pe pământ, foarte interesant, de pe pământ se înalță până unde? Versetul 10, s-a înălțat până la oștirea cerurilor și nu numai că s-a înălțat până acolo, dar a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și le-a călcat în picioare. Fraților, e dialectică sau război? Dialectică sau război? Război. Noi nu trăim niște vremuri simple. Noi trăim vremuri de război. Mai departe,
S-a înălțat până la căpetenia oștirii. Cine-i căpetenia oștirii? Dacă vă duceți în Iosua, capitolul 5 cu 15, veți descoperi că Domnul Iisus Hristos este căpetenia oștirii. Zice că s-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată din mână, i-a luat jertfa, i-a surpat sau uzurpat locul locașului său celui sfânt. Versetul 12, cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în tot ceea ce a început. Ce fel de război e? Vă rog să observați că e un război care merge până la capăt. Și deși noi vorbim că Domnul Iisus Hristos l-a înfrânt pe Satan la cruce și că a obținut biruința și că el este un vrăjmaș înfrânt care a fost dat afară, aruncat pe pământ, dar vă rog să observați ce face de la nivelul pământului. Observați ce face. De la nivelul pământului se ridică, are autoritate, reușește ce își propune. Atacă templul lui Dumnezeu, locașul lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, oștirea lui Dumnezeu și izbutește în toate. Întrebarea mea este, cum e posibil? I-a surpat locul din locașul său cel sfânt. Încă o dată, unde era locul unde stă Dumnezeu? Locul lui, tronul lui, unde este? Ca să înțelegem foarte bine lucrul acesta, vă rog frumos, ăsta este chivotul. Ăla care era în Sfânta Sfintelor. Nu este altceva decât o ladă, cum o vedeți, cu niște drugi mânere care facilitau purtarea chivotului pe umeri. N-avea niciun element special decât un singur lucru. Valoarea acestei lăzi nu era nici aurul de pe ea, nici aurul din interior. Valoarea acestei lăzi era faptul că în ea se afla ce? Legea lui Dumnezeu. Imaginați-vă un lucru. Imaginați-vă Moise, care stă cu Dumnezeu 40 de zile pe munte. În timp de 40 de zile primește de la Dumnezeu instrucțiuni și după 40 de zile coboară ducând în mână, în brațe, două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, în toată istoria lumii acestea mai aveți așa ceva? Mai este așa ceva? Printr-un fenomen paranormal, supranatural, să apară Dumnezeu și să scrie pe piatră, pe stâncă, pe granit, pe ce vreți dumneavoastră, să scrie, să încrusteze clar 10 cuvinte sau 10 propoziții. Nu este nimic mai spectaculos decât asta. Moise le are în mână. Întrebarea mea este, Moise, unde le pui? Când te duci acasă, le bagi sub pat? Să le ții bine acolo? Le pui în șifonier? Unde le pui? Și Dumnezeu este acela care îi dă lui Moise această, eu știu, acest proiect. Și spune, îi vei face o ladă specială, unde vei pune aceste două table de piatră care trebuie să fie păstrate pentru totdeauna. Și au fost păstrate pentru totdeauna, astfel încât chivotul n-a mai fost găsit până în ziua de astăzi. În momentul în care babilonienii au venit și au cucerit Ierusalimul, se zice, după tradiția ebraică, Ieremia, profetul, a luat chivotul împreună cu câțiva, l-a luat și l-a ascuns unde nimeni n-a știut și de atunci nu mai este găsit. Sau nu s-a găsit. Bun. Uitați-vă puțin în imaginea a doua. Deci, chivotul s-a pus înăuntru ale cele două table de piatră. Ce rost are capacul? Ce rost are capacul? Sfântul Apostol Pavel numește capacul ca fiind tron, tron regal. Este numit tronul harului sau tronul ispășirii. Peste cele două table de piatră s-a așezat ce anume? Harul lui Iisus Hristos.
legea lui Dumnezeu care este în chivot plus tronul de har al lui Dumnezeu formează tronul pe care stă prezența divină sau șechina. Încă o dată, dacă ar trebui să recapitulez cu dumneavoastră, din ce-i format tronul? Ziceți repede. Lege și har. Lege și har împreună formează tronul șederii lui Dumnezeu. Legea și harul. Deasupra, între cei doi heruvim, se află, încă o dată, pe tron, se află lumina aceea azurie, despre care vorbește și tradiția ebraică și scriptura, numită Shechina. Și acum, rămăsesem la următoarea idee, și anume, i-a uzurpat locul din locașul său celui sfânt. Unde este locul acesta? Unde stă Dumnezeu? Unde este locul lui Dumnezeu? Unde? Ziceți. Acolo, între cei doi heruvimi, pe tronul harului, având la baza tronului legea lui Dumnezeu. Legea și harul formând tronul lui Dumnezeu. Și acum vă rog frumos, urmăriți împreună cu mine un alt text din Exodul 25. Îi spune Dumnezeu lui Moise, să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da, adică cele două table de piatră cu legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este numită aici și mărturie. Ea stă de mărturie până în ziua de azi. Și fiți atenți, acolo mă voi întâlni cu tine. De la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Ce se întâmplă? Acolo, la înălțimea aceea de la capacul mărturiei sau tronului Dumnezeu, zice, de acolo îți voi da toate poruncile mele. Acolo voi comunica cu tine. Unde vrea să se așeze Satan? Dorea să rupă posibilitatea lui Dumnezeu de a comunica cu omul. Zice, mă voi așeza acolo de unde vorbește Dumnezeu, de unde Dumnezeu dă poruncile sale, și vă rog să observați, el spune, mă voi așeza acolo ca Dumnezeu să nu mai poată da poruncile sale sau ca Satan să dea poruncile lui. Ăsta este rostul și sensul anticristului în toată istoria. Așa se și explică, lupta lui împotriva legii lui Dumnezeu. Pentru că fiecare poruncă a lui Dumnezeu pe care o dă Dumnezeu se dorește a fi contrafăcută de cineva care vrea să fie egalul lui Dumnezeu și care să dea alte porunci, altă lege, alte directive. E război, dragii mei. E război la nivel de informație, de contrainformație. E război la nivel de fapte. E război la nivel de viață și de moarte. E război la nivel de concepții. La nivel de păcat și neprihănire. Este război peste tot. În secolul 21 nu suntem deloc pe o poziție mai bună decât atunci. Deloc. Cum va reuși Satan până la urmă să treacă în locul lui Iisus Hristos? Și răspunsul este versetul 25 din capitolul 7, va vorbi vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Trei lucruri. Țineți minte cum lucrează Satan. Trei lucruri. Vorbe de hulă. Ce înseamnă vorbe de hulă? Calomnie. Satan calomniază. V-ați auzit prietenii și colegii înjurând? Vreau să vă spun că, din câte știu eu, nu există nicio altă religie în care credincioșii să-și înjure Dumnezeu. În hinduism nu există așa ceva, în budism nu există așa ceva. Vorbiți cu islamiștii să vedeți cu cât respect vorbesc despre Dumnezeu. În creștinism? De unde a învățat creștinul treaba asta? Vorbele de hulă, de unde? Sunt și alte vorbe de hulă. Nenorocirea este că se găsesc situații în care oamenii, fără să-și dea seama aproape,
strică complet autoritatea lui Iisus Hristos, adică autoritatea Domnului Iisus. Ce observați dumneavoastră? În mod special, Satan, pentru că tot vorbim de el, sau Anticrist, luptă împotriva lui Hristos. Împotriva lui Hristos. Având în vedere perspectiva aceasta, ales că se rezolvă, s-au stricat niște baterii. Da. Să știți că intrăm în prelungiri. Da. Mulțumesc. Sperăm că merge. Așa, bun. Deci ne întoarcem. Vorbele de hulă, am vorbit despre lucrul acesta, vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Faptul că sfinții celui preanalt sunt asupriți. Nu vreau să vorbesc din istorie, pot să vorbesc și din istorie. Inchiziția a ucis peste 50 de milioane de oameni. Asta înseamnă două Românii șterse de pe fața pământului, datorită războaielor religioase a Inchiziției. Sfinții celui preanalt au avut de pătimit. În timp ce eram la școală, toți colegii mei strigau după mine, cum credeți că strigau? Pocăitul, popa. N-am vrut să devin pastor niciodată datorită faptului că au strigat după mine popa. Și am zis, niciodată în viața mea nu o să fiu așa ceva. Dar Dumnezeu are planuri mai mari decât toată revolta noastră. Dar să știi că nu e ușor să faci parte din sfinții celui preanalt. Vei avea probleme acasă. Vei avea probleme cu familia, te va înțelege, nu te va înțelege. Vei avea probleme cu colegii de lucru, vei avea probleme cu societatea. Vei avea probleme pentru că e foarte greu să intri în război de partea celui preanalt. Uneori e greu, dar e frumos. Nu-i nimic mai frumos decât asta. Și apoi se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Ați băgat de seamă cu ce forță vine societatea astăzi împotriva poruncilor lui Dumnezeu? Apropo, în România credeți că se poate trăi fără să minți? Nu vă întreb aici. În România se poate trăi fără să minți. Dar fără să furi. Haideți, ziceți. Se poate? Eu nu știu, ați plecat cam de mult. Nu vreau să spun că nu se poate. Vreau doar să spun că colegii și toată generația mea spun nu se poate. Și de ce spun nu se poate? Pentru ca să mintă liniștiți. Spun că nu se poate pentru ca să fure liniștiți. Asta este în mintea noastră, asta așa suntem făcuți. Dar asta este situația în care suntem. În felul ăsta, Satan a reușit să creeze o imagine a lui Dumnezeu în mințile oamenilor complet inadecvată, complet deteriorată, prin hule, prin schimbarea legii. Deși stăm în casă cu Scriptura, rare ori ne-am pus problema dacă noi suntem păzitori ai celor 10 porunci, deși Dumnezeu a lăsat legea asta veșnică și eternă pentru binele omului. Dar nici măcar nu ne punem problema dacă suntem păzitori sau împlinători acestora sau nu suntem împlinători acestora. Haideți să mergem mai departe, că ne mai așteaptă câteva lucruri. De ce tot conflictul ăsta, dragii mei? Haideți să citim. Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Simplu. Vreau să vă întreb, vă dați seama de ce Dumnezeu i-a spus lui Adam și Eva, te rog frumos, ascultă de mine. Adică ce să ascult? Uite, nu mânca din pomul ăla. Astăzi mi se pare că este o copilărie. Mi se pare că, dar ce, nu erau destui pomi acolo? Ce încercare e asta? Și vreau să observați că Dumnezeu nu ne pune încercări grele. Dumnezeu ne dă încercări ușoare în care să ne demonstrăm ce anume. N-a fost o lecție să se vadă cât de deștept era Adam.
Nu a fost o problemă de matematică, integrale și așa mai departe. A fost o altă, un alt test. În ce consta testul? Ascultare, ascultare, dar ascultare din ce cauză? De ce să asculți? Și aici spune, băi, oameni buni, dacă ați fi ascultat, ați fi demonstrat că mă iubiți și asta mă interesa pe mine. Asta spune Dumnezeu. Dacă ați fi ascultat, ați fi arătat că mă iubiți. Iar baza mântuirii și relației cu Dumnezeu este dragostea. Dacă n-ascultați, îmi pare rău. Și în cele mici și în cele mari. Problema este că arăți că iubești. Atâta tot. Nu trebuie să te ardă cineva pe rug ca să arăți că îl iubești pe Dumnezeu. Trebuie pur și simplu să nu minți atunci când chiar ți-ar pica bine o minciună. Atât. Vine fiscul la tine sau eresul sau nu știu care și în momentul ăla trebuie să falsifici o chitanță ca să scapi. Atât. Și scapi dacă vă falsifici. Și în momentul ăla ce faci? Falsifici sau nu chitanța? Da. 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 Sigur că da. Spune cineva da. O falsifici ca să scapi. Dar în momentul când ai scăpat de oameni, spune-mi ce ai arătat. Că nu-L iubești pe Dumnezeu. L-ai vândut pe o chitanță. De câte ori îl vindem? E ușor? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. E ușor sau greu? Mai am o întrebare să vă pun. Doamnelor din sală, tuturor doamnelor, vreau să vă pun următoarea întrebare. Dacă soțul ar fi venit la dumneavoastră și v-ar fi spus treaba asta, dacă mă iubești, vei păzi toate poruncile mele. V-ați mai fi căsătorii cu el? Serios, v-ați mai fi căsătorit sau nu? Nu, nu te-ai fi căsătorit, așa e? Nu. Din ce cauză? Poftiți? N-ai încredere în el. Asta e toată treaba. Cine știe ce îmi va cere? Asta e problema. Cine știe ce îmi va cere? Dacă ai fi convins că ai în față un soț care și-ar da viața pentru tine, să moară pentru tine, ai avea curajul să spui da. E corect ce spun? În momentul în care Eva n-a mai ascultat de Iisus Hristos, chiar dacă a luat dintr-un pom, simplu de tot, a luat dintr-un pom, în momentul în care n-a mai ascultat, ea n-a arătat altceva decât că n-are încredere în El, Cel care va muri pentru ea. Asta e marea problemă. Asta e marea problemă. Îți cere Dumnezeu să nu minți și tu mai minți și spui asta e ultima dată. Problema nu este că ți-ai rezolvat lucrurile aici. Că le-ai rezolvat. Problema este că tu n-ai încredere în Dumnezeu că îți va rezolva El lucrurile. Asta e tot. Asta e tot. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, spune Domnul Iisus Hristos. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. E frumos de tot. Pe baza ascultării se clădește întreaga relație a noastră cu Dumnezeu, pe baza ascultării. Pe baza ascultării vom primi Duhul Sfânt, nu pe baza altceva. E bine, e bună și stăruința, dar să știi că nu prin stăruință vei primi Duhul Sfânt. Ci pe baza ascultării. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Auziți? Va veni acasă la dumneavoastră. Va locui împreună cu dumneavoastră. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Războiul mare despre care vorbim e la nivelul cuvântului lui Dumnezeu, la nivelul să asculți sau să nu asculți cuvântul lui Dumnezeu, să iubești sau să nu iubești. Aici toată drama ființei umane. Știți care au fost consecințele?
consecințele acestui război, consecințele faptului că Satan s-a așezat în locul lui Dumnezeu, s-a dat drept Dumnezeu, a vorbit în locul lui Dumnezeu, a schimbat legile, a schimbat totul. Care sunt consecințele? Lucrul ăsta s-a întâmplat în general, la nivelul cerului, a relației cosmice, dar a avut niște repercursiuni foarte directe pe pământ. Știți care au fost consecințele? Iată-le aici. Romanii 1, mai departe, Sfântul Apostol Pavel le ia pe rând și spune, hai să vedeți ce s-a întâmplat. Zice, datorită hulelor și datorită faptului că Satan i-a spus omului, veți fi ca Dumnezeu, din cauza asta, oamenii s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. A urmat traseul propus de Satan, veți fi ca Dumnezeu, și au crezut că au ajuns ca Dumnezeu și și-au ieșit din minți. Din cauza asta, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu o icoană care seamănă cu omul muritor. Ați văzut pe undeva așa ceva? Vreau să vă întreb dacă ați văzut. Există sau nu există? Icoane care seamănă cu omul muritor, dar care sunt sfinte și cărora, sau în fața cărora se închină sute de oameni, mii de oameni, milioane de oameni. Au schimbat și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu o icoană. Ăsta se întâmplă în creștinism. Dincolo de creștinism, zice, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu păsări. Ăsta e în păgânism. Da? Cu dobitoace, cu patru picioare, târâtoare, în hinduism, în budism, unde mergeți, vedeți tot felul de așa ceva acolo. În India știți că este vaca sfântă. Să dau și alte exemple. Deci, există consecințele sunt extraordinare. Dumnezeu a fost hulit, numele Lui a fost schimbat, iată unde am ajuns. Mai departe, au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu. Vă aduceți aminte de textul care spunea a aruncat adevărul la pământ și l-a călcat în picioare? L-am citit anterior. Aici spune, au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu, au slujit s-au închinat făpturii în locul făcătorului. De ce s-au închinat făpturii? Pentru că făptura a zis, sunt Dumnezeu. Și fiindcă n-au căutat să păsteze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Dragii mei, n-am zis eu treaba asta. Scriptura o zice. Cum este mintea? Cum a ajuns mintea omului? Blestemată. Sub blestem. Incapabilă de ceva bun. E teribil. În Chicago. Vedeți ce e aici? Jos este chivotul. În stânga este un heruvim, în dreapta un heruvim. Între cei doi heruvim, în mod normal, trebuie să fie Shechina, slava lui Dumnezeu. Cine e acolo? Nu. Fecioara Maria. Fecioara Maria. Dragii mei, noi n-avem nimic împotriva Fecioarei Maria. Fecioara Maria a fost o femeie excepțională, folosită de Dumnezeu, va fi mântuită în vecii vecilor, va fi împreună cu Iisus Hristos. Însă ceea ce este aici este o încurcare de roluri pe care oamenii au făcut-o. Au luat-o pe Maria și au pus-o unde? În locul lui Dumnezeu. Nu trebuia să facă asta. Nu i-a acuz pe oamenii ăștia de reavoință, nu! Dar greșeala este fundamentală. Și am folosit exemplul acesta pentru ca să înțelegeți că până la urmă în religie, în închinare și în raportul față de Dumnezeu, Scriptura este extrem de importantă. Ceea ce scrie Scriptura este extrem de important ca să nu facem greșeli, chiar dacă suntem bine intenționați. Au vrut să facă ceva frumos. Au vrut să o ridice pe Fecioara Maria. Au pus-o acolo pe o lună și așa mai departe. Și au zis, Fecioara Maria, bun, a fost o femeie nemaipomenită. Cuvântul lui Dumnezeu spune că prin ea a fost adus Iisus Hristos în lume. Este purtătoare de Dumnezeu, nu făcătoare de Dumnezeu. Fiți atenți, diferențele sunt fundamentale. Și cu toate acestea, ea este pusă acolo. Nu-i locul ei acolo.
Acolo este locul lui Iisus Hristos. Încercarea asta de a încurca lucrurile de substituție este primejdioasă. De ce? Vom vedea. O război împotriva lui Iisus Hristos. Vreau să vă întreb un lucru. De ce credeți că este atacat în mod special Iisus Hristos? De ce El în mod special? De ce oamenii îl înjură pe El? De ce locul lui este luat? De ce legea lui este dată la o parte? De ce de El nu ascultăm? Din ce cauză cuvântul lui îl călcăm? Vreau să mă urmăriți puțin. Vă voi citi din cele mai frumoase cuvinte în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Și apoi vă voi ruga pe dumneavoastră să-mi răspundeți la întrebarea de ce. Eu citesc, dumneavoastră gândiți-vă la răspunsul de ce. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Suferințele cui? Noastre. Durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că era pedepsit de Dumnezeu, lovit și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El, prin rănile Lui suntem tămăduiți noi. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Ați putut să înțelegeți de ce este atacat Hristos? Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru că mi-a luat locul. Pentru că m-a apărat. Pentru că a ținut cu mine. Pentru că în loc să fie Dumnezeul rău de care vorbeam altădată, Dumnezeu este Cel care a venit aici pentru ca să mă apere, să-mi poarte durerile, suferințele, să fie în locul meu, să-mi țină spatele. Când a trebuit să mor eu, a murit El. Când a trebuit să fiu lepădat eu, a fost lepădat El. Când a trebuit să fiu blestemat eu, spune că a fost blestem în locul meu. Și pentru că El a făcut toate lucrurile acestea, vrăjmașul care dorea atât de mult să mă distrugă, l-a lovit pe El, care era pentru mine. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine de cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte? Fiți atenți! Pentru păcatele poporului meu. Cine a crezut că a făcut așa ceva? De ce? Pentru că a fost pentru noi. Și dacă El pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și acum repede de tot. Am vorbit despre faptul că este hulit, este luată jertfa, sunt puse alte persoane în locul Lui, ne închinăm la sfinții, la toți sfinții, mai puțin la Iisus Hristos și facem așa mai departe. În timp ce El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, 1 Timotei 2,5, este singurul mijlocitor. 1 Ioan 2,1, dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Nu doi, nu trei, câți mijlocitori avem? Vă rog frumos! Unu! De ce mă rog și mă închin și la Fecioara Maria, la Sfântul Pavel, la Sfântul Petru, la Sfântul Andrei, cât sunt fraților? Că nu de mult a fost sărbătoarea tuturor sfinților, că și ăștia, toți sfinții, sunt și ei mijlocitori de Halloween. Nu? Da. Și textul spune un singur. Unic. Nu vreau să acuz de rea intenție pe nimeni. Nimeni nu vrea să facă rău. Din bunătate, din bunăvoință, a mai pus un mijlocitor, a mai pus încă unul, a mai pus încă unul, până când a ajuns așa, o sumedenie. Păi nu uitați că n-avem ce face cu sumedenia. Avem doar unul. Asta este Scriptura.
Haideți să învățăm să gândim cum zice Dumnezeu, nu cum vrem noi. N-am nicio problemă, nu acuz pe nimeni. Vorbesc doar despre cum vrea Dumnezeu să fim. Mai departe. Mare preot, câți avem? Păi avem câți preoți sunt la biserică? Nu e așa? Haideți să citim. Evrei 4 cu 15. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să fie foarte clar. Ca să fie preot, trebuie să fie fără păcat. Este cineva care este fără păcat? Lăsați-l să fie preot. Dacă e fără păcat. 2. Evrei 8 cu 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse, spune Sfântul Apostol Pavel, concluzia finală de vârf, este că avem un mare preot care s-a așezat la treapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Simplu, unde e marele preot? În ceruri. Frații mei, n-am nicio problemă. Acceptați toți preoții pe care îi doriți dumneavoastră, dar trebuie să fie în cer. Nu pe pământ. 3. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Tatăl Său, care i-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. A fost făcut mare preot de Dumnezeu Tatăl, nu de oameni. Period. Nu de oameni. Nu noi ne facem preoții, nu noi hotărâm cine sunt preoții. Dumnezeu este hotărăște cine este preot în veac pentru El. 4. Tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri. Ăsta este Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Iisus Hristos. Din cauza asta ne-am chinuit și am făcut oamenii sfinți, nevinovați, fără pată, despărțiți de păcătoși. Și așa i-am făcut pe oameni, noi i-am făcut. Vreau să vă întreb, este vreun om în această calitate? Fiți onești. Hainele nu schimbă pe nimeni. Mirul turnat pe capul cuiva nu sfințește pe nimeni. Unul singur este sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai presus de ceruri, și ăsta este Iisus Hristos. Deci e mijlocitor unic, mare preot unic, mântuitor unic. Fapte 4 cu 12, Sfântul Apostol Pavel din nou: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Niciunul. N-avem dreptul să înlocuim lucrurile. Chiar dacă ni-i drag, chiar dacă ne-ar place. Nu pot să pun în locul lui Iisus Hristos, nu pot să-L pun pe Sfântul Petru. Nu se poate. Sfântul Petru este mântuit, este un apostol, este extraordinar. El trebuie să stea la locul lui, numai că nu trebuie să fie încurcate lucrurile. Lăsați-L pe Petru acolo unde este și lăsați-L pe Iisus Hristos acolo unde trebuie să fie. Da? Toți aceștia au nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Și Fecioara Maria are nevoie să fie mântuită. Și Sfântul Petru nu va ajunge în ceruri decât prin sângele lui Iisus Hristos. Sfântul Pavel la fel. Deci, voi încheia cu aceste gânduri excepțional de frumoase. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Vă dați seama că Iisus Hristos este pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi. Repet, El este pentru noi, datorită faptului că este pentru mine și pentru tine. Din cauza asta, toată furia lui Satan e împotriva Lui. Numele Lui este hulit. Adevărul Lui este aruncat la pământ. Legea Sa este schimbată. Din cauza că El este pentru mine și pentru tine. Și Sfântul Apostol Pavel întreabă: dar dacă El este pentru tine, cine poate să fie împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? De ce aveți nevoie, oameni buni? Spuneți de ce aveți nevoie și vă va da. Dar nu vă va da niciodată ceva
care va fi în detrimentul vostru. Niciodată. Dar vă va da întotdeauna toate lucrurile bune de care aveți nevoie. Cine va ridica pâră împotriva leșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit pentru ei, ba mai mult. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Care dintre ele? Care dintre ele vă va despărți? M-aș bucura să vă aud că spuneți nimic. Nimic. Pentru că Sfântul Apostol Pavel continuă și zice așa: căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici vreo altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimic. Sunteți oameni iubiți. Pentru tine cerul a făcut tot. Nu putea să dea ceva mai mult decât atât. Pentru tine Dumnezeu a dat o lege mare și minunată ca să știi cum să te porți. Dar înainte să facă lucrul acesta, ți-a dat putere pentru ca să trăiești frumos prin Iisus Hristos. Duhul Sfânt îți este pus la dispoziție ca să te ajute în fiecare moment. Sângele lui Iisus Hristos este lângă tine pentru ca să te poată spăla de orice păcat în momentul în care te-ai împotmolit iară. Ca să o poți lua iară din loc. Dacă este vreunul dintre noi care este aici și care s-a împotmolit, este blocat într-un loc de vinovăție, de probleme, de dificultăți, de eșecuri, vino la Iisus Hristos, ia sângele Lui, spală-ți viața și ia-o mai departe, pornește mai departe, ai liber prin Iisus Hristos. Poți o iei de la capăt, nimic nu te poate opri, nimic nu te poate bloca, totul este deschis înaintea ta datorită faptului că, zice textul aici, nimic nu ne poate opri, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Iisus Hristos. E o dragoste așa de mare. Am folosit toate textele acestea ca să nu vi se pară că sunt vorbele mele, vorbele unuia care doar spune. Este asigurarea completă a Scripturii, care este cuvântul lui Dumnezeu și care este angajamentul lui Dumnezeu de dragoste pentru totdeauna în dreptul tău. Aș vrea să te întreb dacă poți să te prinzi de credința asta cu toate puterile. Aș vrea să te întreb dacă crezi. Dacă poți să-L crezi pe El. Îl crezi? Credința te va conduce, te va ajuta să-L poți iubi. Să poți fi fericit cu El. Să poți să mergi de mână cu El. Să pleci de aici îmbogățit și binecuvântat. Îți recomand Scriptura cu toată inima. Nu știu care ți-a fost obiceiul, nu știu care ți-a fost tradiția, nu știu care ți-a fost credința, nici nu mă interesează. N-am venit aici să te rog să schimbi credința. Am venit aici să te rog să-ți întărești credința. Am venit aici să-L primești pe El. Poate că poți să-ți îndrepți credința. Poate că poți să lași pe Dumnezeu să facă ordine în viața ta. A fi creștin cu adevărat este să primești această realitate. Nu sta departe de Scriptură, nici de Iisus Hristos. Domnul să fie cu voi. Să plecați de aici convinși de cuvintele Lui, nu de cuvintele mele. De cuvintele Lui că e lângă tine.